Codul rutier 2023 vine la pachet cu câteva modificări foarte importante legate de circulația pe drumurile publice, dar și de procesul efectiv al obținerii permisului de conducere. Din luna februarie urmează să scadă vârsta de obținere a carnetului de șoferi pentru anumite categorii. În conformitate cu legea adoptată în prima parte a acestei săptămâni din februarie 2023, se va reduce vârsta de la care cei interesați vor putea să devină șoferi profesioniști de camion sau autobuz-autocar. Ei vor putea da examenul pentru obținerea permisului de conducere mai devreme. Această micșorare a vârstei vine însă cu o regulă suplimentară. Practic, pentru a te bucura de privilegiul cu pricina, trebuie ca, în prealabil, să urmezi un curs destinat obținerii unei certificate de calificare profesională inițială. În conformitate cu legea 385/2022, începând cu 2 februarie 2023, se va modifica codul rutier prin reducerea vârstei de la care este posibilă examinarea celor care vor să devină șoferi profesioniști de camion sau de autobuz, cu condiția ca aceștia să aibă un curs pentru obținerea unui certificat de calificare profesională inițială. Cei care vor susține examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru profesioniști vor putea ajunge șoferi de camion din momentul în care au devenit majori. Pentru categoriile de vehicule C și CE, codul rutier impune de acum o limită minimă de 21 de ani. Aceleași principii enunțate mai sus se aplică și în cazul celor care vor să devină șoferi de autovehicule din categoria D și DE. Mai exact, aceștia vor putea da examenul pentru obținerea acestor categorii la vârsta de 21 de ani, nu la 24, așa cum este acum. Singura mențiune este că toți cei care vor obține permisul de conducere pentru profesioniști, sub excepțiile de mai sus, nu vor putea efectua curse în afara granițelor României, deoarece aceste permise vor fi eliberate numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, relatează playtech.ro.